Atelierul de pânză a început să-și croiască drumul în 2009, când Asociația Viitor Plus a decis să rezolve simultan două probleme din România: consumul excesiv de plastic și rata ridicată a șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități. Cum am înființat atelierul de pânză? Am început în anul 2009, când o parte din voluntarii Viitor Plus, asociația sub umbrela căreia noi funcționăm, s-au gândit, ok, mai sunt și alte probleme de mediu și poate chiar probleme sociale pe care am putea să le rezolvăm cumva. Prima problemă este cea de mediu, consumul excesiv de pungi de plastic. În medie, un cetățean european consumă anual 200 de pungi de plastic, ceea ce este o cifră foarte mare, motiv pentru care noi ne-am gândit că o soluție ar fi dacă am venit cu genul acesta de produs, de sacoșă din bumbac, care să aibă un impact mai mic asupra mediului și pe care să o poți refolosi an de-a rândul. Cea de-a doua problemă a fost problema socială, pentru că, ok, ne-am gândit că trebuie să avem un impact asupra mediului, dar trebuie să ajutăm și niște oameni. Și în acest fel am decis să devenim o întreprindere socială, și anume să lucrăm cu beneficiari. În 2009, când noi am început, am lucrat cu persoane din centre de plasament. Treptat am evoluat ca și atelier și am ajuns la ora actuală să lucrăm cu persoane cu dizabilități. În mod oficial suntem unitate protejată autorizată, ceea ce înseamnă că minim 50% din numărul angajaților noștri sunt persoane cu dizabilități. Am pornit la drum cu o finanțare de $5,000 primită de la o companie, sumă cu ajutorul căreia am creat atelierul de pânză, programul în care lucrează și persoane cu diverse probleme sociale. Multe dintre ele nu au avut experiență în acest domeniu, așa că au învățat alături de noi tainele meseriei. Și acum, echipa pe care am format-o este primitoare și dornică să integreze noi colegi în cadrul întreprinderii noastre sociale. Eu lucrez de 3 luni. De fapt, nu eu am ales firma m-a ales pe mine. Am făcut un stop cardiorespirator pe stradă, acum 2 ani. Și sunt în program de 4 ore, cu pensie cu drept de muncă 4 ore. Și vă dați seama, am căutat la telefon după ce am ieșit din medical, unde să mă duc. Căutat la telefon, deci am luat și telefonul și nimeni. Când auzeau de probleme care le am, că nu, că stați zone, că pot să întâmple la oricine chestia asta, nu e personal. Și n-au vrut. Și tot am căutat până am găsit aici. Și ei au fost, știu oameni cum se cade și m-au din somonul de ajutor. Eu să vin din alt domeniu și să vin direct la croit, eu, ați văzut, sunt singur aici, eu am 3 luni de zile, am prins repede, deci îți mări la croitorie. Da, nu știu, mă rog, soarta. Atunci când am venit aici, nu am știut croitorie, am făcut cu totul altceva. Mi-a plăcut că este ceva nou pentru mine. Am găsit într-un mare înțelegere aici, așa am putut să învăț, răbdare. Începuturile atelierului de pânză ne găsesc într-o hală de la marginea Bucureștiului, unde încăpeau două mașini de cusut și o mică masă de croit. Am pornit colaborând cu două persoane de specialitate și am creat produsele de bază ale atelierului, sacoșele din bumbac natur. Dacă în primul an de la înființarea proiectului lucram 50 de sacoșe pe zi, ușor-ușor atelierul a început să crească și acum lucrăm până la 450 de sacoșe și sperăm să continuăm să creștem capacitatea de producție. Sunt din anul 2011, noiembrie, și lucrez în atelierul de pânză. Îmi face mare plăcere. Suntem un colectiv mare, ne-am format de curând. Și sperăm să fie totul bine în continuare. Indiferent că fac sacoșe, că le croiesc, că lucrez cu fetele, îmi dă o stare de bine. S-a mărit echipa, suntem mai multe, era mai puține la început și este o atmosferă plăcută. Din punctul meu de vedere, e o atmosferă foarte plăcută. La început eram 4 persoane. Comenzile erau mult mai mici.
S-au schimbat foarte multe. Am fost un atelier foarte mic, apoi ne-am dezvoltat din ce în ce mai mult. La momentul actual, atelierul de pânză are 3 linii de producție, respectiv sacoșele realizate din țesătură 100% bumbac, netratat, nevopsit, neînălbit, grosimea acestuia fiind între 290-300 de grame pe metru pătrat. Pentru producția sacoșelor, stabilim care este necesarul de material, îl măsurăm pe masa de croit și tăiem cât avem nevoie. Lucrăm de cele mai multe ori cu bumbac natur, neînălbit, netratat și nevopsit, însă pentru sărbători sau evenimente speciale, utilizăm și țesătură colorată. Punem cu tiparul și desenăm sacoșa. După ce am desenat sacoșele, le tăiem. După ce am făcut sacoșele, trebuie să facem mânerele. Și luăm de aici, avem baretele, că asta este bareta. Asta este lungimea ei, asta este lățimea ei. Punem pe material aici și trasăm. Avem și săculeți, avem și șorțuri și veste. În general, mergem pe ideea aceasta de accesorii reutilizabile, care să înlocuiască produsul de unică folosință, în cazul acesta, punga de plastic. Aceste sacoșe pot fi și imprimate. La momentul actual lucrăm prin 3 metode de print. După ce croitoresele finalizează procesul de producție, avem grijă să le adăugăm produselor eticheta noastră din carton reciclabil, unde puteți găsi mai multe detalii. Din ce material este făcut produsul, cine l-a lucrat, în cât timp și câteva informații despre întreprinderea noastră socială. În anul 2014 am deschis cea de-a doua linie de producție, respectiv produsele Puzzletex. Ce este deosebit la această linie de producție este faptul că produsele Puzzletex nu au la bază o țesătură clasică, achiziționată, care vine pe balot și poate fi croită, ci mai degrabă deșeuri textile. Deci vorbim de bucăți de material mai mici, mai mari, în funcție de cum ne sunt ele donate, că în momentul de față ne sunt donate de către retaileri. Și dintr-o bucată mai mare de material, poate un deșeu textil preproducție sau o fostă husă de canapea față de pernă, față de masă, reușim să realizăm produse, nouă ne place să le spunem unicat sau de ediție limitată. Le-am denumit Puzzletex pentru că din diverse bucățele de material facem un puzzle textil. Și așa ajungem la sacoșe, ajungem la săculeți, borsete, portfarduri, în general accesorii reutilizabile, dar în ediție limitată. Adică mai mult de 2-3 din aceeași bucățică de material nu o să le iasă. Aceasta este linia de producție cea mai eco-friendly, pentru că inspiră pe partea de reutilizare a deșeurilor. Salvăm de la groapa de gunoi în fiecare an kilograme de deșeuri textile și le dăm o nouă viață. Ultimele produse intrate în colecția noastră sunt măștile reutilizabile din bumbac. Am pornit această linie de producție la solicitarea clienților noștri și am adaptat cele două modele pe care le realizăm în funcție de nevoile acestora. Au apărut cumva în atelierul nostru, având în vedere contextul din martie 2020, când a început pandemia și cumva în perioada respectivă nu se găseau măști acreditate și ne-am dat seama că putem și noi fi de ajutor. Am început să realizăm din materialele pe care le aveam noi la momentul respectiv în atelier diverse modele de măști și în principal la început le donam către spitale, pentru că nevoia era atât de mare și noi știam că avem bucățelele astea de material, încercam să le dăm o viață nouă. Treptat am dezvoltat această linie de producție la modul clasic, adică ne-am găsit un furnizor de material care să fie cât mai respirabil și să poată fi folosit pentru realizarea acestor măști. Avem două modele de măști, multe culori, trei măsuri pentru copii, damă, bărbat și în principiu la momentul actual continuăm cu această a treia linie de producție.
Echipa noastră lucrează cu drag și cu dedicare pentru orice tip de produs pe care îl realizează. Lucrez în acest atelier din octombrie, de pe 5 octombrie 2020. Am venit în acest atelier în urma unui anunț care mi se potrivea mie, ca și am mai lucrat în acest domeniu și îmi place ceea ce fac. Sunt în această echipă din decembrie anul trecut, de la începutul lunii decembrie. Atelierul de pânză mi-a oferit ocazia să practic meseria care îmi place foarte mult. Am aplicat la job și în urma interviului am ales să rămân aici datorită felului în care am fost primită și de echipă. Sunt în această echipă din februarie. Am avut emoții la început, dar am trecut și peste ele și este totul minunat. Toate produsele noastre pot fi găsite pe site-ul www.atelierul-de-panza.ro. Puteți lua legătura cu noi și pe paginile de Facebook sau Instagram. Noi suntem Atelierul de Pânză, o unitate care protejează oamenii și mediul.